Cât de mult aș fi vrut să trăiesc în vremurile acelea, odihnitoare, când se credea că sângele stă nemișcat ca o mlaștină în trupul nostru obscur. Bun venit în rezervația de îngeri, bun venit în casa lui Emil Brumaru. Muzeul Literaturii din Iași i-a dedicat poetului o încăpere. Cel care a amenajat-o e artistul vizual Felix Aftene, care ne propune nouă, celor care îl iubim pe poet, o experiență care se adresează simțurilor. Ascultă vocea, adulmecă paginile de carte, atinge obiectele. Un demers curajos. Este o instalație cu multe cărți deschise. E ca o bibliotecă cu toate cărțile deschise la paginile ei. E un spațiu aproape cadru scenografic, aș putea să-i spun, dar care e un fel de metaforă a ceea ce am văzut în apartamentul poetului. Pentru că am plecat de la o documentare făcută mai întâi în apartamentul poetului Emil Brumaru, de aici din Iași. Avem aici câteva imagini, care era realmente ca un cocon de carte, unde poetul își ducea existența spirituală, aș putea spune, pentru că aici, între aceste cărți, erau tot felul de lucruri, de obiecte, de la cănile lui de ceai, cafea și până la pastiluțe de paracetamol și toate obiectele astea. Le-am cules de acolo și le-am adus în această instalație. O parte sunt prezente aici în acest dulap. Chiar acesta este un carnețel de la Filit, pe care poetul scrie că am 80 de ani și începe să-și facă el cumva planuri de viitor. Sunt obiecte pe care sper ca undeva, cândva, un alt muzeograf să le folosească în planul lui expozițional. Emoționantă această experiență. O vizitatoare a expoziției mi-a mărturisit că i-au dat lacrimile când a văzut în dulapul lui Emil Brumaru micile obiecte din viața cotidiană, o colecție de nimicuri pline de semnificație. E o mică expoziție cu 11 serigrafii care au făcut obiectul ilustrării unei cărți, și anume Infernala Comedie, am ilustrat la cererea poetului Emil Brumaru. Călătoria a început cu rezervația de îngeri și se încheie cu Infernala Comedie, o cămăruță în care se simte foșnetul paginilor de carte. 11 desene bine ascunse la vedere și o ambianță care te face să-l redescoperi în intimitatea sa pe poetul Emil Brumaru. Îi auzi și vocea, parcă e aici, parcă nici n-a plecat.